combaterea discriminării în bază de etnie și încadrarea lor în societate. Aceasta a fost tematica unei activități de totalizare realizată de către elevii clasei 8 din Liceul Toretic Matei Basarab din orașul Basarabeasca, la disciplina Educație pentru Societate. În cadrul modulului Valori interculturale în comunitate, elevii au trebuit să realizeze o cercetare cu privire la problema discriminării etnice și culturale în instituția proprie. Pe parcursul acestui modul, elevii au trebuit să identifice problema lor de cercetare și ei au selectat-o pe cea discriminarea în bază etnică, după care am mers pas cu pas pentru a elabora acest produs, acest rezultat. Pentru a-l realiza, elevii au elaborat un plan de activități. Ei au prezentat colegilor rezultatele unui sondaj popularizat în liceu. Ulterior, pentru a demonstra problema discriminării, elevii au înscenat un teatru social. Și facem cum ne-am propus? Da, desigur. Așteaptă cineva să iasă din clasă și să se lase lucrurile. Nu mă uită, te rog frumos, că urmează. Bine. Andrei, tu mi-ai zis telefonul. Deci, ți-o luat cineva? Da, dispărut. Păi, nu știi cine poate? Tu ai luat telefonul de la Angelic? Nu. Păi, toți eu știu că tu l-ai luat. Păi, de ce fiecare dată mă obligăință numele pe mine? Că sunt romă? Eu am stat de vorbă cu Gheorghe și n-am observat cu dicențelul lui Angelica. Doamna Irina, dacă doriți să aflați ce adevărat s-a întâmplat, vă propun să vizionați acest video. Am dorit să arătăm că etniile sunt, pot să fie foarte diferite, dar nu este un motiv ca să facem un bullying, să discriminăm. Trebuie să acceptăm toate etniile și cu respect să ne atașăm față de etnii. Următorul obiectiv a fost realizarea interviurilor cu colegilor de o altă etnie sau naționalitate. La finalul activității, participanții și spectatorii, elevii claselor a 8-a și a 9-a din toate școlile din raion, au putut să-și expună opinia cu privire la cele văzute. Potrivit celor prezenți, această activitate a fost extrem de interesantă. Am discutat despre egalitatea persoanelor și despre faptul că trebuie să facem mai multe careuri, activități despre egalitate. Aș putea zice că m-am convins din nou cât de diferiți suntem și totuși cât de egali. Мне очень понравилась эта презентация и выступление, потому что в Молдове есть школы, в которых много дискриминирующих детей из разных стран, и это большая проблема в Молдове. Am aflat diferite informații despre copii care au fost în cazurile, în aceste cazuri care au fost discriminați. Mie personal mi-a plăcut foarte mult, pentru că problema asta este destul de răspândită chiar și la noi, și adică multe idei care pot fi folosite. Potrivit profesoarei de educație pentru societate, Tatiana Măță, această activitate a fost organizată pentru a demonstra elevilor că, indiferent de diversitatea culturală și etnică, toți suntem egali și liberi. Prin această activitate am vrut ca elevii din toate școlile să facă schimb de experiențe între ei, să învețe unul de la celălalt cum au făcut aceste proiecte, cum a fost această învățare bazată pe proiect și respectiv elevii noștri să poată să prezinte public un rezultat. Amintim că începând cu luna februarie și până în prezent, elevii claselor au optat parcurg niște ore în cadrul lecției de educație pentru societate referitor la valorile interculturale. În cadrul acestuia, tinerii trebuie să realizeze un proiect în care pot prezenta problemele minorităților etnice și modul în care le pot depăși.